Am rugăminte. În final, aș vrea să facem o fotografie cu purtătorii de tablouri, purtătorii de eroi. Acel zid despre care am vorbit la început. Aici, în fața asta de evrei și... Vreau să vă zic că o oară spun și un minut la ceva. Vreau să mă accesez tinerilor cu tablouri de celor care au căzut la Revoluție, dar și celorlalți studenți. Doamna Muraru va termina să luați aceste tablouri, să le țineți la fel, ca și cum s-a rezervat din niște ziduri de biserici. Și cuvântul a avut o semnificație foarte puternică. Recunoaștem capacitatea gestului de a transmite mai mult decât o carte. Ori am văzut că e debată și ne-a scoat, dar și așezat pe bănci. Și vreau să vă îndemn să nu rămâneți la un nivel superficial atunci când participați la evenimente de genul acesta, să luați cu toată luarea minte acte de ceea ce se întâmplă. Suntem într-o țară care ne plângem mereu de lipsa cunoștințelor istorice, că nu cunoaștem, nu trecutul îndepărtat, că generațiile tineri nu cunosc nici măcar ce s-a întâmplat în timpul regimului comunist, ceea ce este absolut corect. Însă, dacă căutăm un răspuns de ce după atâtea jertfe în România încă se trăiește greu și există multe suferințe, unul de răspunsuri ar fi că nu avem suficientă recunoștință față de sângele care s-a vărsat de-a lungul secolilor pentru acest neam, pentru această biserică, pentru această credință. Și mi-aduc aminte de Mântuitorul când cobora spre Ierusalim și ucenicii au atras atenția la frumusețea clădirilor Ierusalimului. Și Mântuitorul rostește cuvinte de ocară la adresa evreilor, care foarte vesele, superficial fiind, îi ucideau pe cei trimiși la ei și îi omorau pe profeți. Și a spus, ca să cad asupra voastră tot sângele cel drept căzut pe pământ, de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, pe care voi l-ați omorât între catapiteaspă și altar. De aceea există foarte multă nevoie ca să fim recunoscători față de jertfa celor care au dat viața pentru noi, pentru că este jertfa supremă pe care Mântuitorul o apreciază cu cuvintele dragoste mai mare decât aceasta nimeni nu are ca cineva să-și pună viața pentru semenii săi. De aceea, în momentul din seara aceasta, s-a vrut și un gest de recunoștință, chiar dacă nu liturgică, deși s-a pregătit aici un colac, tot la fel simbolic, ca să ne aducă aminte de cam turtit, ca și poate fi trecut campurile de la Universitatea Presnică. Tot o fundă de, mai ales în pictura Doamnei Morariu, de simbol, de semnificație. De aceea v-am demnat să nu fiți timid, să vă apropiază tablourile dânsii. Eu vă sfătuiesc să și rămâneți o bucată de vreme în fața lor, pentru că fiecare linie, fiecare figură vă transmite un mesaj foarte bine ascuns în culoare și în desen. La mulți ani și eu vă doresc cu prilejul sărbătorilor. Rugăciune.